Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Am observat în viață, de Neluța Stăicuț, am observat în viață că oamenii sunt triști, aleg lacrima durerii în locul fericirii. Am observat în viață cum oamenii se ceartă, în loc să se împace și mult să se iubească. Am observat în viață că oamenii invidiază, în loc să se ajute și să se aprecieze. Am observat în viață că oamenii sunt bolnavi, bolnavi de răutate, în loc de bunătate. Am observat în viață că oamenii sunt orgolioși, aleg să se jignească, să se iubească. Am observat în viață că oamenii sunt geloși, în loc să se respecte, să fie generoși. Am observat în viață că oamenii sunt zgârciți, în loc să-și dea o pâine, darnici să fie toți. Am observat în viață că oamenii sunt urâți, aleg să-și pună mască, în loc să fie frumoși. Am observat în viață că oamenii sunt leneși, aleg să trândăvească în loc ca să muncească. Am observat în viață că oamenii sunt gurmanzi, aleg îmbuibare în loc de cumpătare. Am observat în viață că oamenii sunt bețivi, n-au pâine pe masă, dar mereu o sticlă în casă. Am observat în viață că oamenii sunt timizi, nu știu ce e curajul, nu știu ce e îndrăzneală. Am observat în viață că oamenii îl neagă pe bunuțul, în loc să se închine și să-l preaslăvească. Ia seama, omule, la ce e bun, la ce e frumos, fii generos, fii darnic, tandru și înțelept. Ajută-ți semenii la greu, nu pridici chiar dacă e greu, muncește, bucură-te, speră că mâine este o zi prosperă. Crezi în bunuțul și maica lui, încrede-te în sfinți și în îngeri și ai să vezi cum viața ta va fi din ce în ce mai bună.